Ziua tuturor, sunt Arotela, în sfârșit, da, știu că întârziere, dar asta îmi pare foarte rău, am și eu problemele mele uneori, despre care voi nici nu știți. Etalarea pentru Soare, Lună, Venus ascende în nodul nord, în semnul Fecioarei, pentru mai, cât a mai rămas din mai, poate că totuși bănuiesc că etalarea va exprima și ceva ce ați început deja să experimentați în această perioadă. Eventual, dacă vreți voi să luați etalarea de pe 15 mai până pe, sau 12, cât o fi astăzi, nu-mi dau seama, până pe 12-15 iunie, sau chiar pe o perioadă mai îndelungată de o lună, pentru că energia este mult mai relativă decât avem noi impresia uneori. Mesajele care au venit de la îngeri pentru voi, cei cu planete aspecte în fecioară. De câteva ori a vrut să se arate și atunci simt că este un mesaj foarte insistent. A vrut să se arate această carte. Numărul 16 să însemne ceva pentru unii dintre voi. Poate sunteți pe 16 septembrie, da? 1 cu 6 înseamnă 7, este un număr spiritual, dar mesajul spune că dragostea este peste tot în jurul vostru. Dacă cumva aveți impresia că nu v-ați găsit dragostea, că dragostea vă ocolește, trebuie doar să vă întoarceți, să vă învârtiți, să vă întoarceți în sensul de mișcare, să vă întoarceți în stânga, în dreapta, în spate, în față. Poate că ar fi totuși mai bine în față decât în spate, să nu privim prea mult în trecut, dar eventual să învățați din trecut. Și să înțelegeți că dragostea este peste tot. Oricine poate să fie un potențial. Depinde acum, pentru că alegerile ne duc, fiecare alegere creează o infinitate de posibilități. Un potențial de dragoste, dar care ne poate duce către misiunea noastră sau ne poate îndepărta. Dragostea este peste tot în jurul nostru. Este doar nevoie să o simțim. Să o simțiți? Să vă conectați la natură, la toți cei din jurul vostru, chiar dacă sunteți izolați, posibil și din cauza acestei izolări ați fost afectați de această carantină într-un fel sau altul. Și, Doamne ajută, de 16, poate de pe 16 mai, interesant, pe 15 ci, că ne mai eliberăm un pic de aceste restricții, poate pe 16 mai începe să simțiți că vibrați altfel, interesant, interesant ar fi și frumos, chiar să simțim cu toții că vibrăm. Văd o călătorie, poate începeți o călătorie sau vă gândiți la o călătorie unii dintre voi, văd o corabie, dar corabia mă duce cu gândul la o călătorie spirituală, o călătorie emoțională, văd și un lac undeva în depărtare, o grădină frumoasă, o grădină nu musai personală, o grădină colectivă, poate un parc. Inițial mă gândeam la un Eden pe care unii dintre voi vi-l doriți, dar trebuie să vă conectați la tot ce e în jurul vostru ca să începeți această călătorie spirituală care vă va duce către acel Eden. Dar acum mă gândesc la o grădină publică cu un lac. Poate veți face această plimbare prin grădina publică, prin eu știu ce ar putea să fie. Și o rezervație și să descoperiți acolo că puteți crea conexiuni spectaculoase și profunde cu, știu, oameni noi. Eventual, în acea grădină, să vă conectați la animale unii dintre voi. Ia uite, 16 și 5. 5 nu e mai? 16 mai. Poate mergeți pe undeva. Și am zis de o grădină. Poate să fie o grădină zoologică, o rezervație naturală. Avem nevoie de natură. Aveți nevoie de natură. Eu măcar am grădină, dar voi, unii dintre voi, nu știu dacă aveți. Aveți nevoie de natură și de să vă conectați într-un mod foarte simplu și autentic cu tot ce ține de creație, creație divină, ca să descoperiți această dragoste. Apreciați acest moment. 33. Este un număr maestru. Nu oricine poate să aprecieze orice moment din viața sa, orice întâlnire, chiar un cântec de pasăre, chiar întâlnirea cu niște animăluțe,
Chiar plimbarea printr-un parc sunt puțin, de-aia probabil și cartea are numărul 33, un număr maestru, trebuie să fii foarte profund ca să poți să apreciezi așa ceva. Bănuiesc că totuși unii dintre voi, că fecioarele unele, caută creșterea spirituală și bănuiesc că unii aveți această posibilitate să vă bucurați, da, de moment, de tot ce este în jurul vostru. La capătul setului de cărți, puterea. Să zicem că e Fecioara și Leu. Nu neapărat zodia. Este transformarea, o transformare a voastră într-un anume context. O creștere spirituală, cum a zis, o călătorie, o creștere spirituală deasupra unor, poate chiar o prietenie cu un animal, că tot am văzut animăluțele, interesant. Dar, trecând peste asta, apare puterea, asul de monede, 7 de bâte, eremitul, cred că unii dintre voi vă doriți o nouă relație sau un nou stadiu în relația voastră, o relație stabilă, semn de pământ, da? Poate că aveți un semn de pământ, unii dintre voi, sau pur și simplu semnul vostru de pământ cheamă într-un fel un alt semn de pământ. Tocmai pentru că ați fost puternici, v-ați abținut, v-ați controlat, ați crescut spiritual, începe să manifestați într-un fel sau altul, da? Acest as de monede. Poate începe și să lucrați, evident. De pe 16 începeți lucrul unii dintre voi și vine un job sau vine o ofertă financiară. Să nu uităm și această posibilitate, pe care o meritați, pentru că sunteți puternici, pentru că ați dovedit că sunteți apt să fiți în locul respectiv, la jobul respectiv. Un semn de foc chiar pentru unii dintre voi, 7 de bâte, ar putea să vă reprezinte și pe voi luptători. Luptători pentru a vă menține puterea, da, puterea, banii, această nouă ofertă, că e relație, că e job, că sunt bani, da, dorința voastră să vă luptați, să vă mențineți aceste victorii. Aici sunteți iar voi, da? Voi care căutați lumina. Căutați lumina, 4 de cupe. Există totuși o persoană, iar apare semn de foc, semn de foc. Care într-un fel sau altul vă consumă. E o persoană foarte pasională, foarte autoritară, dar vă consumă. Unii v-ați dori un nou început, o nouă etapă cu această persoană, semn de pământ și semn de foc, dar trebuie să vindecați ceva din trecut. Eremitul și 4 de spade, asta arată. Trebuie să vindecați ceva din trecut ca să mergeți către victorie. Că este o relație în familie, că este o relație de-a voastră, voi știți așa ce ar putea să reprezinte. Nu e musai să fie semn de foc, este o persoană foarte autoritară, pasională, cu care nu vă puteți juca așa oricum, da? S-ar putea ca ei să se lupte pentru voi. Iar variază. O relație care trebuie echilibrată, balanță, iar semn de pământ. Aici sunteți voi, regina de monede, 9 de monede, da? Am zis, unii aveți nevoie totuși de un semn de pământ ca să vă echilibrați, că totuși lângă alt semn, cu mare eforturi vă mențineți echilibru. Cu mare eforturi vă mențineți echilibru. Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în Fecioară, Luna Mai. Central. Doi de spade. Pentru unii ar putea să fie un semn de aer. Pentru unii. Dar, trecând peste chestia asta, eu, în general, mie nu prea îmi place să mă gândesc la zodii când văd arcane minore, da? Eu v-am spus, așa că vă place să vă gândiți la zodii, mie mai puțin îmi place. Este nevoia voastră, este mercurul vostru, nevoia voastră de a decide și de a gândi. Nu logic, nici emoțional. Cred că unii dintre voi vom vedea ce cărți apar. Așteptați un semn de undeva. Unii dintre voi, mare grijă să nu vă blocați inima, pentru că cartea în sine reprezintă blocaj, da? Blocaj și reprezintă și figurat o persoană care și-a blocat inima, da? Tocmai pentru și nu vrea să vadă nimic, da? Fiți atenți, de-aia aveți și avertizarea. Dragostea este peste tot, da? Și ca să o vede, ca să
conștientizați, trebuie să deschideți ochii să vedeți că este peste tot, da? Altfel aveți, avea impresia că nu este, nu mai există dragoste pe pământ. Deci, un blocaj. Poate să, pentru unii dintre voi, evident că poate să reprezinte și situația prin care am trecut majoritatea. Vă dați seama, aproape tot globul a trecut. E foarte ciudată chestia. Prin acest blocaj. E un blocaj care va bloca și inima. Într-un fel sau altul, mare grijă să nu vă blocați inima, că nu mai puteți manifesta dragoste. Ho, ho, ho. Pentru unii să fie un semn de pământ, dacă nu este de pământ, sunteți chiar voi. Da? Voi, semn de pământ. Pentru mine, regele de monede sugerează un soț. Evident că poate să fie și soție. Soțul ideal, care oferă echilibru emoțional, echilibru financiar, sfaturi înțelepte. Acum, dacă sunteți sau nu sunteți, iar variază. Vedem ce alte cărți apar. Dar deocamdată este un blocaj. Și e o provocare. Voi trebuie să treceți peste acest blocaj. După cum vedeți, regele de monede în poziția aceasta nu are inima blocată, are mâinile deschise, are chiar o floare în piept, da? Deci este foarte generos, foarte dornic să împărtășească, spre deosebire de persoana din prima carte, care și-a încrucișat brațele exact pe piept și are și două spade, cuvinte spuse. Și niște decizii. Trebuie să luați niște decizii într-o privință, ori într-o căsnicie, ori în poziția voastră ca soț, soție, ori în afaceri, de ce nu? Ori în afaceri, vedem ce alte cărți apar. Sau, pur și simplu, niște decizii legate de stabilitatea voastră financiară. În trecutul îndepărtat, ho, 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 iar valet de spade, iar aer. Să zicem că dacă nu este aer, voi știți ce ar putea să fie. Eu zic că ar putea să fie o comunicare cu cineva sau o comunicare care creează în baza întregii povești pe care o vom dezvălui acum, să spunem, întregii cruci. Este baza crucii, rădăcina pomului. O discuție. Poate că unii dintre voi ați urmărit pe cineva, cineva v-a urmărit, că asta mai înseamnă valetul de spade. Sau este dorința de comunicare cu cineva și cineva v-a blocat sau voi ați blocat? Vedem. Iar apare taurul. Aveți taurul de două ori, deși pentru mine marele preot nu simbolizează musai zodia taurului, dar avem totuși 5, da? Avem luna mai. Pentru mine marele preot reprezintă, iar, statutul vostru de soț-soție, o căsnicie. Simt că pentru unii este o căsnicie pusă la încercare. Marele preot reprezintă și o legătură spirituală, evident, da? Nevoia voastră de spiritualitate. Poate să reprezinte în afaceri și un contract. Un contract care a fost blocat în ultima vreme și n-ați putut manifesta această stabilitate financiară. Datorită, evident, a blocajelor prin care toți am trecut, nu doar voi. Nu doar voi. Taur pentru unii. Semn de aer pentru alții. Dar v-am zis, eu simt că până acum cărțile sugerează ori o situație de la locul de muncă, ori o situație în familie. În ultima vreme v-ați gândit la noțiunea de familie, de relații stabile, ce înseamnă tradițiile, spiritualitatea și e bine, depinde cum v-ați gândit, dar e bine că v-ați gândit, e foarte important că v-ați gândit. Și poate că această izolare, asta a reușit să facă, să zic, efectele benefice ale acestei izolări se simt la nivelul spiritualității, creșterii spirituale, personale. 3 de cupe în viitorul îndepărtat. Viitorul apropiat, moarte, scorpion, semn de apă. Wow, dar ce intens! Scorpion-taur, opoziția scorpion-taur. Poate aveți planete acolo.
Încercați să blocați pe cineva, unii dintre voi. Încercați să blocați pe cineva ca să puteți crește și să vă puteți transforma spiritual, așa simt. Pentru că moartea înseamnă încheiere, un zero, da? Și o renaștere. Trei de cupe arată a bucurie. A bucurie. Ar putea să fie, evident, pentru un număr de ascultători, nu pentru toată lumea, vă rog, nu începe să vă certați cu membrii familiei. Pentru un anumit număr de ascultători, ar putea să fie un trio căruia îi puneți capăt. Da? Două cărți sugerează, da? Luarea unei decizii foarte importante, da? Și acest trei de cupe e în joc și acest semn de aer, iar e la baza acestei, da? Cruci. Dacă unii ați avut de-a face cu un semn de aer, posibil să puneți capăt. Da. Pentru că s-ar putea să înțelegeți în această perioadă de izolare că este mai importantă stabilitatea voastră, creșterea voastră spirituală și... Vedem. N-aș vrea să creez scenarii, dar am zis că este posibil. Este posibil. Oricum, sunteți printr-o intensă transformare în acest moment. Am zis, moment de decizii foarte, foarte importante la nivelul inimii, sentimentale, emoționale. Dar nu vreți să fiți nici logici, nici emoționate. Așteptați parcă un semn de undeva, că tot apare și Marele Preot, un semn divin care să vă ajute să luați această decizie, să vă regăsiți echilibru, statutul. Bine, poate nu o să avea tot statut, dar măcar poziția voastră de om de încredere, care ar trebui să fiți unii dintre voi. Sfatul este 3 de bâte. 3 de bâte sugerează o așteptare, dar o așteptare în optimism. În optimism, o așteptare în care anticipați, să zic, viitorul, dar cu speranță. Vedeți că oportunitățile sunt în zare și știți că mai aveți de așteptat. Evident că poate să fie un semn nu de aer, de foc. Ați avut de-a face cu un semn de aer? Poate ați fost unii într-un trio, trei de cupe, trei de bâte, cu un semn de aer. Ideea este posibil, un semn de foc vă așteaptă să luați această decizie. Posibil. Dar sfatul este să anticipați viitorul după această decizie și transformare. Exterior. Oh, ce frumos. Roata norocului este Jupiter. Este o întâlnire karmică, e un eveniment karmic, un eveniment de destin, dar este și foarte intens, moartea și Marele Preot, da, care vă transformă, vă transformă radical, zic eu, pe unii dintre voi. Un eveniment. Este Jupiter acesta în Capricorn, care pe unii s-ar putea să influențeze într-un mod benefic. Totuși e un trigon cu soarele vostru, să zicem. Să zicem. Dar roata norocului înseamnă schimbare printre evenimente de destin, o schimbare care vine în timp divin. O ieșire din niște tipare, dar din niște semne fixe, o ieșire. O schimbare. Schimbarea aceasta care vă ajută să renașteți. Spiritual, zic eu. Să mergeți către bucurie, trei de cupe așa pare. Dar v-am zis, pentru unii e posibil și ieșirea dintr-un trio. De ce vă este teamă de acești 7 de monede? Semn de pământ, ați putea fi voi, da? Sau un alt semn de pământ. Vă este teamă că trebuie să așteptați, că ați obosit unii dintre voi să investiți și să nu vedeți roadele eventual. Dacă e vorba de job, vă este teamă că munciți într-o direcție care nu vă aduce prea multe satisfacții și aveți nevoie de odihnă sau odihna aceasta de aproape 2 luni de zile să nu vă fie prea benefică. Dar poate că totuși unii dintre voi v-ați revizuit finanțele și din acest motiv aveți niște temeri
cu privire la finanțele voastre, de-aia trebuie să luați o decizie foarte importantă. E o teamă legată de finanțe, de stabilitate, de stabilitate, decizii legate de stabilitatea voastră, financiară, spirituală, în căsătorie, în relații. Am zis 2 și 2. Nevoia de a lua o decizie. 2 de 3, 2 de 2. Trebuie să alegeți între două persoane, dacă ați fost într-un trio, sau nu neapărat, o persoană din trecut și o persoană din viitor. Și nu doar atât. Poate nu toți aveți așa ceva de manifestat. 2 de băte reprezintă nevoia voastră de a vă restructura, am zis 7, da? Reanaliza finanțele și de a vă restructura viața, de a vă recrea o abundență, o stabilitate, o creștere spirituală, da? Vreți steagul victorios, ca... și aici e un steag, vedeți? Interesant, și aici e un steag, da? Vreți o transformare și un trandafir, da? Ia uite-l, să vezi, un trandafir. Vreți un, și aici un trandafir, sunt doi boboci, vedeți? Nevoia voastră de a vă transforma viața, de a manifesta ceva special, ceva deosebit. Așa simt. Finalul, 7 de cupe. Nu are cum să leagă și de 3 de bâte. Începe să vedeți și alte oportunități în cazul în care alegeți corect, da? Nu vă mai e teamă de... Încă nu o să aveți, da? Iar 2 de 7, 2 de 2, 2 de 3. Poate să vă spună ceva. 7 a apărut și aici, la mesaj. 7 de cupe. 7 de cupe arată o persoană care e într-adevăr și foarte emoțională. Posibil, în momentul în care alegeți, să începe să vă bucurați și bucuria aceasta să vă... aducă o stare de euforie, 7 cu 3, 10, da? O stare de euforie, pentru că vedeți viitorul, am zis, cu alți ochi, începe să aveți speranță, ceea ce e mare lucru după aceste energii atât de intense. Oh, ce frumos, 6 de cupe, alte cupe, mai da câte emoții, vă întâlniți cu un suflet pereche, poate cu cineva din copilărie, poate cu cineva din altă viață, iar apare semnul scorpionului. Sunt multe posibilități, o etalare colectivă, sper că vă creați singur scenariu, doar vă arăt cărțile și vreți să manifestați? Wow, ce frumos! Visați, visați în momentul în care alegeți. Visați la acest suflet perechi pe care îl știți de mult timp sau simțiți că îl cunoașteți de o viață, de mai multe vieți. Aveți o intensă conexiune cu ei și vreți să manifestați ce? Puia, împărăteasa iar semnul taului sau al balanței, în fine, depinde. Vreți să, da, trecând peste semne, să manifestați abundență, creștere, tot ce este mai frumos. Am zis, regele de monede, vreți să fiți, vă doriți, wow. Este o separare de ceva pentru unii. La capătul setului de cărți apare turnul, o separare, dragii mei. Sau o întâlnire trăsnet, cu un semn de apă, poate în secret, regele de cupe, luna. Evident, nu pentru toată lumea. Nu e obligatoriu să fie semn de apă. Nu intrați în panică acum, nu vă suspectați. Nu aia, nu aia la altă. Este o întâlnire. Am zis, roata norocului și turn, o întâlnire trăznet, o întâlnire care vă transformă. Cu un om care... are multe emoții, are o profunzime emoțională și întâlnirea cu această persoană vă transformă și vă creează și niște frici, într-adevăr, pentru că este luna. Apar semne de apă, e clar, dar apare și alt semn de pământ, voi știți. Wow! Pe de o parte, simțiți că această întâlnire
sau energie, sau acest val de dragoste și de creștere spirituală, dacă nu e o întâlnire cu o persoană, poate să fie o trezire emoțională și spirituală. Vă rog frumos, încercați să vă luați mesajele, da? V-am zis să nu vă suspectați degeaba. Poate să fie o trezire la un nou stil de viață. În general, semnele de pământ nu sunt foarte emoționali, în general, cum numeați, în general. Poate începe să vă exprimați emoțiile mai mult. De-aia zic, nu e musai să fie o persoană. Pentru unii poate să fie o persoană, pentru alții nu este obligatoriu să fie o persoană. Să fie pur și simplu o energie de dragoste. Că asta înseamnă regele de cupe. Dragoste adevărată. Unii ați avut de-a face cu un semn de, cu semnul vărsătorului, că văd iar semne de aer, da? Steaua, regele de spade, șase de spade. Dar pentru unii poate să fie o detașare mentală, o îndepărtare de această energie și să mergeți șase de spade către, iar, regina de cupe, către perechea voastră. Dar nu contează că sunteți semne de pământ, puteți să fiți reprezentați și de aceste semne de apă. V-aș putea spune poate în altă etalare de cele, din punct de vedere progresiv, să zicem. Da? Într-un fel sau altul, simțiți că trebuie să vă îndepărtați de o persoană mai rece, mai distantă, pe care ați crezut-o, destinul vostru, ați crezut-o. Da? Și totuși apare acest turn, această întâlnire de destin, roata norocului, regele de cupe și iaute și regina de cupe. Cum ar fi perechea voastră divină, legătura asta spirituală cu cineva, marele preot, șase de cupe. Sper că înțelegeți ce vă transmit. Și repet, nu e obligatoriu să fie o persoană. Veți simți că persoana de destin este persoana aceasta, regina de cupe, da? Regele și regina de cupe. Pentru că apa dă bine cu pământul. Nu semnul de aer pe care unii lăsați în spate. Și eu te veți comunica frumos, veți pune bazele, veți alege ce frumos. Veți alege soarele, bucuria, trezirea, creșterea spirituală, bucuria, am zis, bucurie mare. Veți alege, vai, echilibru, regele de monede și împăratul. Veți alege să vă creați viața, că asta face regele de, asta face împăratul și regele de bâte. Își creează viața și să mergeți frumos către creștere spirituală, către o legătură foarte frumoasă, profundă. Să puneți bazele, unii puneți bazele unei legături foarte frumoase cu cineva. V-am zis, nu vă pot da zodii pentru că variază de la o persoană la persoană și nici nu vreau să vă fixați, nu vreau să vă creați eu știu ce scenarii fantastice și să vă certați în familie doar pentru că am zis eu nu știu ce, da? Încercați și luați-vă mesajele așa cum ar trebui să le luați, cu grijă, cu atenție. Cam aceasta este etalarea pentru luna mai, eventual mai iunie, cum vreți voi. Vedeți, că tot a venit și 6, da? 6, mai spre iunie, să zicem. Vă pup, vă doresc dragoste, creștere spirituală, sănătate și dragoste. Numai bine, ciao, ciao!